Probleme privind eliberarea cărților de identitate la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Populației Pașcani este criză de plastic pentru tipărirea documentelor și astfel cetățenii care solicită o nouă carte de identitate au ajuns să aștepte chiar și o lună până la emiterea ei. Conform unor surse neoficiale, în prezent sunt în așteptare circa 2000 de noi cărți de identitate. Cei care au depus cererile în aceste zile au fost informați că pot veni după noul act în luna mai. Un cetățean care stătea în fața instituției săptămâna trecută le-a spus reporterilor BIT TV că a depus dosarul pentru un nou buletin de pe 20 februarie. De pe 20 februarie și nici nu știu dacă mi-l da astăzi buletin. Nu știu de... La eliberări sunteți. Da. Am mai întrebat așa că am avut treabă de la comună până aici și a zis că nu-i gata. Și acum să văd dacă e gata sau nu-i gata. Normal n-ar trebui atâta timp, ar trebui și mult 10-15 de un act de identitate ca să aibă un câștig de estimare. Asta e un timp prea mare. De precizat este faptul că această problemă exista încă din luna februarie la nivel național, informa presa. Potrivit știrilor Pro TV, achiziția materialelor a fost întârziată la nivel central, așa că situația s-a regăsit peste tot în țară. Autoritățile au decis ca oamenii să păstreze documentele până le primesc pe cele noi. De altfel, cetățenii care au documente cu termen de valabilitate depășit nu sunt amendați datorită unei legi emise anul trecut. Actele de identitate care expiră în perioada stării de alertă își prelungesc automat valabilitatea cu 90 de zile.